spunând ceea ce era adevărul. Marginiți-mă fața trupei, îi tremura mâna pe trăgași. M-a ferit Dumnezeu. Am fost în moarte clinică. M-a dovedit în trabaj și am fost în moarte. Nu putem să reușim. E bine că suntem aici. Este bine. De ce? Avem sentimentul solidarității. Că nu suntem singuri. Că avem și alții care gândesc, iubesc și nu stau departe. Pentru aceleași idealuri ca noi. Dar nu-i destul. Ultimul lucru care vreau să spun. În țările, în celelalte țări, și mai înainte și acum, vedeți că ies poate milioane doar. În Franța, ce să spun, ați văzut. Vedeți vreo schimbare? De ce? Păi, pentru că nu merg până la capăt. Mă aud și cei care ar putea să... Nu merg până la capăt. De cine ne rugăm noi? Cui vrem noi să impunem ceea ce cerem noi aici? Mă iertă Dumnezeu pentru cuvântul care... Unor zdrențe? Unor marionete? Mă iertați! Cred că e că și se duc la toalete cer voie, cer voie din afară. Cui le cerem noi? Noi suntem aici ca să vedem, să dăm seama că nu suntem singuri. Că avem prieteni, avem frați, suntem împreună, dar și în rugăciune. Nu știu câți vă mărți. Plus, și ultimul lucru care îți spun de un an jumate la întâlnirile noastre, cei care au mai fost când am fost și eu, o organizare. Nu văd nici organizare. Nu. Deci organizarea de meeting-uri, de proteste, astea sunt bune, așa cum sunt, atâta. Oamenii răspund atât cât vor să răspundă. Dar nu zi, aici nu-i vor de organizare. Dar de când suntem noi, știu de asta din istorie, oamenii străinii care veneau, le plăcea poporul, le plăcea țara. Și spuneau, bună țară, retocmeare, organizare. Oameni puternici, oameni... Iar, spuneam că... Primul comandant suprem al NATO a fost un general german, care a luptat în război de partea lui Hitler. Pentru că era așa de bun. Și când l-au întrebat un reporter american cine au fost aliații lui cele mai de nădejde, pe lângă nemți, a spus românii. Și a spus, românul este cel mai bun ostaș din lume, un general german. După o așa zisă trădare a României față de germani. O spun că am citit interviu. Românul este ostașul cel mai bun din lume, dacă va avea niște conducători pe măsură. Deci noi avem niște calități, suntem poporul lui Dumnezeu. Nu toți românii. Cei care sunt cu Dumnezeu. Deci avem niște calități, dar toate calitățile care le are un om, pot fi puse numai și numai în legătura cu harul Dumnezeu. Atâta Dumnezeu. Cum nu este Dumnezeu cu al său har, cu o iubire de oameni totdeauna, acum și tuturor și vecii vecilor. Amin. Mulțumim, Părinte Emanuel! Vă urăm multă sănătate, să fiți în rugăciunile noastre și o să vă pomenim de acum încolo, în fiecare seară. George Stoian, ai invitația să vii să ne spui cifre și argumente ca întotdeauna. Vezi că avem o listă lungă de vorbitori. Încearcă să le concentrezi, o să te presez mai mult, pentru că chiar avem o listă lungă de vorbitori și am văzut și oameni care nu erau pe listă și care cred că trebuie să fie pe ea. Doamne ajută! Van Grăjdeanu, vreau să-i dau un pachet. Uite la aici, da. Dacă am să-i dau ceva. Bună ziua și vă mulțumim tuturor pentru că ați venit aici. Majoritatea dintre dumneavoastră știm că sunteți în afara Bucureștiului. Bună ziua. Chiar și eu acum am venit în Vrancea de la Socri, special pentru această manifestație. Și aș avea așa de spus câteva lucruri cu voia dumneavoastră.